Ce este acest microbiom al pielii și cum este el implicat în apariția dermatitei atopice? Exact, este un adevărat univers microbiomul, pentru că este alcătuit din mai multe comunități, atât de bacterii, de virus, de ciuperci, da? Dar este cu o complexitate mult mai mare chiar decât genomul uman în sine. Deci este foarte extins. A început să se studieze de câțiva zeci de ani la nivel foarte, foarte amănunțit. Și este foarte sensibil la variațiile de mediu, ce se întâmplă, cum am spus. Și aș vrea să mai spun un lucru care se întâmplă în momentul nașterii, în momentul în care copilul se naște și își culege acele tulpini, după cum am spus, flora digestivă, vaginală și cutanata a mamei, a cules niște tulpini. În momentul în care copilașul ar fi hrănit cu lapte matern, cu colostru, încă de la început, acel colostru are rolul de a hrăni acele tulpini agățate și culese în timpul procesului de naștere. De aceea contează foarte mult, nu neapărat sunt unele mame care zic, păi l-am alăptat din prima clipă de viață. Da, dar dacă nu l-ai pus pe tine, nu s-a contaminat cu flora ta, automat este, poate să fie un dezechilibru pe flora de pe piele ulterior. De asemenea, degeaba ai născut, nu e degeaba, luăm așa în context, chiar dacă ai născut vaginal, dar copilul a primit prima dată formula de lapte praf, chiar și o picătură, chiar și o masă, este o proteină de un animal străin. O proteină care, dacă intră în contact cu tubul digestiv al copilului, care nu este colonizat cu ce trebuie fiziologic de la mamă, poate să declanșeze ulterior niște reacții inflamatorii, atât la nivel digestiv, cât și pe piele ulterior, sub formă de dermatită.